Bună ziua, eu sunt Camelia și astăzi o să punem cărnița, felii și când avem nevoie scoatem câte una. Ia uitați, nu se lipesc. Scoatem câte o feliuță de carne. Ia uitați. Le punem în frigider. Când avem nevoie de o singură felie, o să scoatem din aceste felii. Astăzi am să vă arăt cum pun eu cotletul, feliuțe, la congelator, ca să scoatem doar câte o feliuță când avem nevoie și când dorim doar o singură felie de cotlet. Așa arată cotletul meu. Ia uitați-l. Așa. Și acum să începem să tăiem feliuțele. Și o să folosim așa un cuțitaș cu lamă lungă, subțire, și o să tăiem feliuță cu feliuță. Vedeți? Așa arată felia. Eu așa le pun, una câte una. Și am să vă arăt imediat cum pun eu acest cotlet felii. Ia uitați cum tai eu cotletul. Feliuțe. Și când avem nevoie, scoatem câte o felie. Așa. Dar mai aproape. Și tăiem. Tăiem feliuțe. Le tăiați cât doriți să fie de groase. Așa. Și am ajuns și la ultimele două. Mi-au ieșit 20-21 de felii. Am avut 1,6 kg de cotlet. Așa. Acestea vor veni un pic mai grosuțe. Și le tăiem în două. Ia uitați. Așa. Acesta este cotletul nostru tăiat. Ia uitați feliuțele cum sunt. Acum le punem, le preparăm pentru congelator. Avem aici hârtie de copt. Și am să iau și am să pun aceste feliuțe așa, una lângă cealaltă, fără să le lipesc. Așa. Ia uitați, punem 2-3 câte în cap. Acoperim cu încă o foaie de hârtie de copt. Eu am să le pun și într-o pungă, unde, ia uitați, într-o pungă de congelator. Ia uitați. Așa. Vedeți? Și așa am să fac cu toate. Așa. Suprapunem aici. Și așa o să facem cu toate și o să le băgăm la congelator până se îngheață. Și după aceea am preparat pachetelele noastre. Acum le punem în punguțe. Așa. Și după aceea vă arăt după ce se congelează, ce facem cu ele. Vedeți? Ia uitați. Așa. Așa. Acum, după ce le-am așezat pe toate, ia uitați, avem câte 3. Avem câte 3 pe la pungă și avem una, 2, 3,
4, 5, 6 și 7. Și avem 21 de porții. Acum dăm la congelator să se congeleze pentru o jumătate de zi. Am scos pungile de la frigider, piantațele cu carne. Vedeți? Și acum scoatem. Iată-ți. Și ele se mențin așa și le punem într-o pungă pe toate. Și nu se lipesc. Așa. Vedeți? Și le punem pe toate așa. Și scoatem. Ia uitați feliile cum sunt. Și le punem pe toate așa. Și nu se lipesc. Ia uitați ce minunăție, vedeți? Și puneți pachetele. Și când aveți nevoie, vedeți? Când aveți nevoie, le scoateți. Și rămân așa. Și nu se lipesc. Le așezăm pe toate așa aici. Avem, am pus 7 porții, câte 3, deci avem 21 de felii din, deci dintr-un kilogram și 600. Scoatem. Uitați ce minunăție. Gata tăiate, fără să ne chinuim. Sper să vă fie de folos. M-a bucurat tare mult. Așa. Vedeți că avem două pachetele de carne. Ia, gata. Vă mulțumesc foarte mult. Vă doresc multă, multă sănătate și numai bine. Vă pup dulce pe toți. La revedere! Carne felii!